Lansare cu peripeții pentru programul IMM Invest, lansat astăzi de guvern, de ministrul finanțelor. Site-ul immeinvest.ro s-a blocat. Florin Câțu anunțase că programul poate fi accesat pe tot parcursul anului și nu doar în această perioadă a stării de urgență, iar plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, creditele fiind garantate cu până la 90%. Haideți să vedem mai întâi declarațiile făcute de ministrul Florin Câțu. Se adresează tuturor companiilor mici și mijlocii din România, nu doar celor care au fost afectate de criza coronavirus. Acesta este un program care, bineînțeles, poate fi accesat tot timpul anului, dar implicațiile sunt pe termen lung. Este un program prin care începem repornirea economiei. Plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană. Creditele sunt garantate cu până la 90% în funcție de destinație, dacă sunt capital de lucru sau investiții. Calculele noastre arată că avem un grad de multiplicare de minim 75 de miliarde de lei în economie și în prima fază, direct, vor fi susținute aproximativ 600.000 de locuri de muncă. Nu există comisioane, comisioanele și dobânzile sunt susținute, suportate de Guvernul României. Da, și discutăm despre acest subiect în legătură cu noi. Este colega mea, Gina Vacariu. Gina, îți mulțumesc foarte mult. Înțeleg că a avut și o reacție în urmă cu foarte, foarte scurt timp, Florin Câțu, legat de faptul că a fost blocat acest program și nu poate fi accesat. Da, într-adevăr a fost o problemă cu site-ul. Înțelegem că au fost mai multe accesări decât se așteptau până și oficialii. Este foarte bine acest lucru, este important să fie restartată economia și aceasta este o oportunitate pentru IMM-uri, într-adevăr. Pe de altă parte, ce este de menționat e faptul că pot să fie accesate aceste linii de credit, aceste credite de către IMM-uri cu dobândă zero până la finalul anului, însă atenție, pentru că firmele trebuie să vină cu garanții pentru aceste credite. Trebuie să fie verificată foarte bine oferta băncilor, să spun așa. Din ceea ce am înțeles, 20 de bănci deja au spus că vor aplica acest program. L-am văzut pe Florin Câțu, poate mi-ar fi plăcut cel puțin mie sau nouă jurnaliștilor să explice ceva mai bine programul punct cu punct ca să fie înțeles de toată lumea. Vom vedea într-adevăr câte firme vor încerca să ia astfel de credite cu dobândă zero, dobândă suportată de stat până la finalul acestui an. Apoi va fi aplicată totuși o dobândă, să știți, este vorba despre fie robor la 3 luni plus 2% marja băncii, fie robor la 3 luni plus 2,5% marja băncii. Este de menționat că marile state din Europa încep ușor, ușor să își restarteze economiile. O veste foarte bună, de exemplu, vine din Spania, unde deja sectorul construcțiilor, de pildă, a început să funcționeze din nou. Vine o veste foarte bună din Bulgaria, de la vecinii noștri, unde am văzut acolo o inițiativă extrem de bună pentru agricultură, și anume guvernul bulgar a impus practica în magazine să fie vândute produse bulgărești, să fie primite aceste produse tocmai pentru a își restarta și agricultura. Sunt foarte multe inițiative care vin din Europa, poate se mai inspiră și guvernul de la noi și să vină cu ceva mai multe măsuri într-un timp mai scurt, pentru că trebuie restartată economia și în România. Mulțumesc foarte mult, Gina, pentru toate aceste informații. Mergem mai